Aș vrea să citim și versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Da, un lucru destul de greu de făcut, să mulțumești pentru toate lucrurile. Dar atunci când treci prin suferință și, într-adevăr, încerci așa puterea lui Domnului Iisus, încerci dragostea lui, iubirea lui, vezi că, într-adevăr, trebuie să mulțumești pentru toate lucrurile. De ce? Pentru că pot fi încercări cu ambalaj urât, care te poate speria, și sunt momente destul de grele. Dacă nu-L alegi pe Domnul Iisus în momentele acelea, bineînțeles că vine cel rău cu tot felul de probleme, că părăsești pământul, că ești terminat, și în astfel de momente, bineînțeles că poți să faci crize și sunt situații foarte neplăcute. În general, când suntem în suferință, avem un război lăuntric. Trupul se războiește cu sufletul. Trupul îți cere socoteală pentru tot ce ai făcut. La un moment dat începe să te acuze. Păi, Petrică, pentru asta ai ajuns tu să ai diagnosticul ăsta. Așa că, oricum, ești terminat, pierdut. Sufletul, care tânjește după Dumnezeu, vine și îți impune o oarecare strictețe așa și spune: Doamne, e bine să alegi pacea lui Dumnezeu în astfel de momente. Dacă în astfel de momente alegem pacea lui Dumnezeu, bineînțeles că vom fi câștigați. Pentru că trupul care este într-adevăr ajutat de firea veche te poate răzbi. Dar sufletul, care poate fi ajutat de Duhul Domnului Iisus, vine și te ajută să primești acea pace. Și prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus poate să încline balanța și să creeze acel echilibru de care avem nevoie noi credincioși. Bineînțeles că nu numai echilibrul acela ne satisface, dar Domnul Iisus, atunci când Îl chemăm, niciodată nu rămâne dator. El întotdeauna vine și ne ajută. Vine și creează acele situații prin care ești izbăvitor tot timpul. Ești tot timpul marcat că cineva te ajută. Măi, dar cum mi s-a întâmplat că, uite, a venit în momentul ăsta doctorul, dacă întârzia, cine știe ce s-a întâmplat. Domnul Iisus potrivește lucrurile de așa manieră încât noi, cei care, noi credincioșii care ne așteptăm, că ne rugăm tot timpul Lui și ne așteptăm ca El să schimbe fața lucrurilor, El ne dă înțelepciune și, într-adevăr, vedem cum El lucrează în viața noastră. Mai devreme, poate ați observat că m-am rugat pentru binecuvântări nemeritate. Printre dumneavoastră poate să spună cineva: băi, dar cum s-a rugat băiatul ăsta pentru binecuvântări nemeritate, că el trece prin asemenea suferințe și... Da, este o întrebare la care există un răspuns care îl găsim numai atunci când suntem într-o părtășie profundă cu Domnul Iisus. Domnul Iisus tot timpul
ne simte suferința și suferă alături de noi. El tot timpul ne simte starea, plânge alături de noi și vedem afecțiunea Lui. Și atunci suntem câștigați de El și putem să ne abandonăm în mâinile Lui. Și într-adevăr putem să spunem că sunt binecuvântări nemeritate. Binecuvântări care, spre exemplu, eu dacă nu treceam prin suferința aceasta, nu puteam să am o părtășie atât de profundă cu Domnul Iisus. Într-o noapte, așa foarte succint și rapid, eram a patra zi în spital, eram conectat într-un fel, mă rog, la ambele mâini băga și perfuzii și citostatice și la un moment dat spatele nu prea mai simțeam, era a patra noapte, vă dați seama, era destul de greu, am stat nemișcat pentru că tot timpul eram mi s-a administrat aceste citostatice și perfuzii și mă gândeam, mă, cum să-L atrag eu pe Domnul Iisus? Și, adică să nu mai simt spatele, să nu mai fiu în starea aceea care să-mi creeze un disconfort, care să-mi complice suferința. E, în astfel de momente, Domnul Iisus intervine. Și eu, ca să îi arăt că prețuiesc prezența Lui și vreau tot timpul să fie El cu mine, am început să-L întreb, Doamne Iisuse, ce ți-a plăcut ție în viața mea? Ce zile ți-au plăcut din viața mea? Și vă spun sincer că au fost momente frumoase care veneam așa cu copiii la adunare, ne bucuram din toată inima și erau niște mesaje atât de frumoase și profunde și le trăiam. De mult parcă nu mai avem atmosfera asta în adunare și îmi pare rău că trebuie să o spun. Și erau așa niște mesaje cum de genul, dacă astăzi e ultima zi, cum a zis și fratele Bunescu, cu zilele numărate, mă rog, cum spun unii medici, dacă astăzi e ultima zi, cum ai trăi-o? Și vă spun sincer că mă rugam dimineața și ne rugam atunci, aveam și copiii cu noi și câteodată ne mai îndemnam așa unii pe alții. Și în acea zi am plecat dimineața spre piață. La un moment dat mă întâlnesc cu un vecin, a început să-mi spună, Petrică, ai văzut mă cu cât i-am bătut pe aia? Băi, ce bune am fost! Băi, ce gol a dat ăla! Ce a făcut ăla! Ce... Mi-am dat seama imediat că e mâna celui rău. Nu știam ce atitudine să iau față de băiatul ăsta. Era un băiat cu care, mă rog, am copilării, nu vreau să mă fac de râs. Da, hai că termin repede. Și era într-un fel, am avut așa o prietenie destul de apropiată cu el. Nu știam cum să ies mai repede din discuție. Până la urmă el și-a dat seama. Bă, dar tu ai văzut meciul? Zic, măi, nu l-am văzut. Păi de ce nu l-ai văzut, mă? Pentru că, uite, am citit și vreau să trăiesc așa mai mult cu Domnul Iisus. Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi și noi, drept răsplată, ca să fim ai Lui, trebuie să ascultăm de El, să fim niște credincioși și adevărați. Într-adevăr, băiatul nu știu ce a înțeles, dacă a înțeles prea multe, nici eu n-am fost foarte... Dar vreau să vă spun că vine cel rău și imediat ne abate gândul. Am ajuns undeva în piață parcă vedeam fețele tuturor oamenilor care se plimba printre tarabe. Erau așa nemulțumiți, apăsați, parcă altfel vedeam oamenii, parcă aveam o stare care parcă începuse să mi se facă oarecum frică așa și tot mă rugam, Doamne Iisuse, ajută-mă, dă-mi putere.
vreau să fie o zi pe care să nu o uit. Ajută-mă tu, fii tu cu mine tot timpul. Mă rog, până la urmă n-a ieșit ziua cum m-am rugat dimineața, întru totul așa, dar totuși vreau să vă spun că a fost o experiență care mi-aduc aminte cu plăcere despre ea. Și din astfel de părtășii, la un moment dat, am ajuns la concluzia: Doamne Iisuse, cred că cel mai bine ar fi ca eu să fiu oarecum în spatele Tău și Tu să-mi trăiești mie viața. Și să văd eu cum vorbești Tu cu vecinii mei, cum vorbești cu soția mea, cu copiii mei, cum trăiești Tu viața binecuvântată așa, cum ți-ar plăcea ție să o trăiesc și eu. Și vă spun că a fost un gând care m-a marcat și care mi-a rămas în minte mult timp. Și am încercat așa, mă rog, da, vreau să scot în evidență că sunt, chiar dacă treci prin suferință, suferința are frumusețea ei. Atunci când ai putere să te abandonezi în mâinile Domnului Iisus, Domnul Iisus întotdeauna îți dovedește că e tot ceea ce îți trebuie ție. Și suferința este foarte ușor de suferit, să zic așa. Cu toate că, nu pot să spun, au fost și zile destul de grele care m-am rugat. Experiențe. Una din experiențe, să vă spun așa, pe scurt, într-o zi vroiam să ajung la adunare. Aveam o plăcere deosebită, aveam așa o râvnă, și soția a fost dimineață, a venit, am mâncat împreună, i-am spus: băi, nu prea sunt eu în apele mele, nu știu ce să fac, că uite, mă cam doare și abdomenul. Soția s-a cam întristat, s-a dus, mă rog, în cameră, eu am mai rămas la bucătărie, am mai stat, nu mi-am dat seama de ce a plecat. M-am dus într-o altă cameră, am început să citesc și a venit soția și a spus: uite, ce, hai să ne rugăm amândoi în momentul ăsta și să vedem cum ne vorbește Domnul Iisus. Am îngenunchiat amândoi, am zis: Doamne Iisuse, ajută-ne să ajungem la adunare. M-am rugat și eu și ea, și vreau să vă spun că durerea parcă s-a ridicat oarecum așa deasupra și n-am mai simțit durerea și am venit la adunare. Deci sunt lucruri care sunt foarte frumoase de experimentat cu Domnul Iisus. Totdeauna El are ceva în plus, are ceva, o chestie pe care ți-o arată în plus tot timpul. Și te face să-i mulțumești, să-i mulțumești tot timpul. Îți dai seama că sunt binecuvântări, chiar dacă treci prin suferință. Da, asta vreau să...